Bună seara! Ce au în comun astă seară Ileana Badiu, Ștefan Pelgăr și Andreea Raicu? Bună seara! Suntem la petrecerea Viva, 15 ani, o celebrare importantă și ne-am adunat nu numai că suntem prieteni ai comunității Viva, dar suntem și noi prieteni și am avut onoarea să le îmbrac pe aceste minunate două doamne în creații Ștefan Pelgăr. Deci cred că asta este suficient lucru în comun. Am avut plăcerea să ne îmbrăcăm în creațiile lui, care de fiecare dată sunt absolut minunate și de fiecare dată reușește să surprindă cu idei diferite. Cel puțin în cazul meu reușește să facă tot felul de ținute în care reușește să surprind, pentru că într-o zi sunt într-o salopetă, într-o zi sunt într-o roche scurtă, într-o zi sunt într-o roche roșie cu care nu m-aș fi îmbărcat în capul meu niciodată, așa că reușește să mă convingă să abordez noi stiluri. Tu ai început ca muncitor la Viva, da? Cum e acum în calitate de invitat vedetă? Să știi că mă simt la fel, pentru că e o legătură specială între mine și Viva și aici nu sunt în vizită la o revistă pur și simplu, pe coperta căreia apar, ci pur și sunt în calitate de prieten al echipei și al conceptului și al comunității. Să te distrezi frumos, Ileana, astă seară înțeleg că roșu și negru sunt culorile preferate, povestind roz și negru. Roz, da, și negru, pentru că unul din partenerii mai nou, aproape că tradițional ai petrecerii Viva, este Magnum cu înghețata pe care o lansează în fiecare sezon și anul ăsta se lansează o înghețată minunată care se cheamă Pink and Black și atunci eu cel puțin am respectat aproape că codul Pantone al înghețatei cu rochia pe care mi-a creat-o și Ștefan. Cu negru la... Ți se potrivesc culorile extraordinare? Mulțumesc foarte mult, da. Ștefan, alte vedete care poartă creațiile tale în astă seară ai remarcat deja? Da, am văzut-o pe Raluca Lăzăruț, am văzut-o pe Laura Cosoi, am văzut-o pe, îmi și scapă numele acum, nici nu mai știu, dar sunt mai multe la număr. Felicitări, distracție plăcută tuturor! Mulțumesc frumos și ție la fel! Mulțumim. Mersi!